Lăsați-mă să intru aici, da? V-ați așteptat să se rea pentru a câta oară această anchetă, domnule Roman? Dă-mă drumul la microfon! Se mai poate da socoteală pentru... Ce faceți? Păi da, dacă înaintează, lăsați-mă... Vă mai gândeați că nu poate... Credeai că ați avut criminalul, Roman? Ia uitați, criminalul Roman! N-are niciun sens, n-are niciun sens. Criminalule! Ia-le, bă, ia uite-le! Ia uite-le, bă, criminalule! Ora 9, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Alex Vlădescu, începem jurnalul cu principala informație a orei. Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și Virgil Măgureanu au fost chemați la parchet în dosarul Mineriadei. În dosar figurează și numele lui Ion Iliescu, însă acesta va fi audiat la domiciliu. Cei patru au mai fost anchetați în dosarul Mineriadei și în perioada 2017-2020, dar atunci probele strânse de anchetatori au fost anulate în instanță. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colegul meu, Silviu Jugaru. Silviu, bună dimineața, ești în direct, ascultăm. Bună dimineața, Alex, bun găsit, dragi telespectatori. Noi suntem în fața parchetului general aici, unde primul care a venit la audieri este Petre Roman, fostul prim-ministru al României. În continuare sunt așteptați Gelu Voican Voiculescu, dar și fostul director SRI Virgil Măgureanu. Despre Ion Iliescu știm, conform unor surse judiciare, că va fi audiat acasă. Spun aceștia că din cauza vârstei înaintate, acesta nu a putut să vină astăzi la parchetul general. În acest caz, în dosarul Mineriada, știm că toate probele care au fost strânse în dosar au fost anulate în 2020 din cauza unor vicii de procedură în ceea ce vine vorba de strângerea rechizitorului. Astfel, ancheta va fi luată de la zero, practic. Știm că la începutul lunii aprilie, Klaus Iohannis și-a dat avizul pentru începerea urmăririi penale a celor 13 nume grele implicate în dosarul Mineriada, iar astăzi, la parchet, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, dar și alte nume din dosar vor veni la audieri, dar și pentru a li se aduce la cunoștință faptul că aceștia vor fi audiați în acest dosar și sunt suspecți. În cazul în care aceștia vor fi găsiți vinovați, riscă închisoare pe viață sau până la 25 de ani.